ați venit, dragii mei, profa de engleză la butoane, astăzi cu un podcast, un podcast special. Multă lume îmi spune, profa, de tine s-a lipit engleza, de mine nu se lipește, de parcă aș avea un fel de magie și gata, engleza m-a văzut pe mine, a zis, you are the one baby. Așa că astăzi discutăm despre cât mi-a luat mie să învăț engleza, cum am învățat-o și dacă într-adevăr s-a lipit de mine sau nu. Adevărul este că nu am un talent pentru limbi străine. Dacă aș fi avut acest talent, nu aș fi știut doar engleza. -da! Eu am învățat uh, franceza de la zero în liceu, cu o profă super, extra mega bună, dar care m-a speriat teribil, dar conversațional eram aproape zero, pentru că ce se face într-o grupă de 15 elevi? Gramatica limbii franceze s-ar putea să o mai știu dacă mai citesc așa puțin tel. Probabil că erau la un nivel de B1, aproape de B2. Din punct de vedere gramatical, atenție, conversațional, 0. Așadar, nici franceza nu s-a lipit de mine. Am învățat puțină în germană, mama este profă de germană. Am parcurs o nivelul la 1, am învățat acolo culmea, o grămadă de vocabular, însă când am văzut ce topică ciudată au în propoziție și la câte reguli trebuie să fie atent, mi-am dat seama că a vorbi limba germană corect este un miracol și cum nu aveam unde să exersez germana și nici nu aveam de gând să o predau, I gave up, așadar nu. Persoanele care au un talent spre limbi străine nu știu doar una la nivel conversațional. So, let's get over this fantasy. Profa de engleză nu are un talent pentru limbi străine, dar profa de engleză este super, extra, mega îndrăgosită de limba engleză și de predarea ei. Cum am ajuns eu în stadiul acesta? Ca să înțelegeți ce rol important are un profesor. Prin, prin clasa a treia, cred că eram, sau pe acolo, aproape de a patra, mama s-a gândit ea că într-o zi limbile străine vor fi o chestie super, extra, mega importantă. Eram, cât pisici aveam la Revoluție? Aveam șase ani, deci la trei ani de la Revoluție mama se gândea că limbele străine o să fie foarte importante într-o zi și că ar fi bine să învăț una. Și engleza ar fi chiar ok. Cunoștea pe cineva, un asistent care ne ajuta cu analizele pentru cei mici, adică eu și fratele meu, iar dânsul avea o fică, aceasta era studentă la ASE. I don't know the section, dar pe acolo. Era studentă la ASE, nu era profesoară, știa foarte bine engleză și nu avea copii la meditații, pentru că pe atunci nici nu prea se practicau meditațiile. Vorbim de era da? Dana a fost prima mea profă de engleză și cea pe care am iubit-o cel mai mult. Nu era profă. Am fost singura ei elevă și am învățat engleza într-un mod complet diferit. Nu lucram după manualele de școală. Mi-aducea diferite cărți mai mi-a ducea, nu mi-a de la British Council, avea diferite cât distractive. Dar țin minte sigur că aveam o cărticică din care ajunsesem la un moment dat să iau proverbe în engleză și să le explic. Și proverbele în engleză sună ciudat. Bine, și română sună ciudat, dar măcar na, le cunoști. În clasa 5 a cincea, nu, în clasa 4 a patra știu că mă punea să povestesc desenele animate la care mă uitam și când mă uitam la filme și asta continua multă vreme, în fiecare săptămână trebuia să mă uit la filme, pe vremea noi nu internet, again și în timp ce oamenii vorbesc eu să mă uit la subtitrare și dacă aud un cuvânt interesant pe care nu știu, unul îl înțeleg whatever, să fac legătura între ce am auzit acolo, traducerea din subtitrare, să notez cuvântul așa cum l-am auzit și cu traducerea respectivă și pe aceea îl verificam în dicționar și mă verifica și ea. Așa mi-am dezvoltat abilitățile de listening. Nu cred că o să întâlniți practica asta absolut nicăieri în niciun manual de pedagogie de predare a limbii engleze. Și acum nici nu prea se mai poate face pentru că avem subtitrări la orice, putem să punem pauză, eu aveam un televizor și aia era tot. Și așa, Dana mi-a dezvoltat niște abilități de listening absolut fantastice, fără niciun exercițiu clasic de ascultă numeralele și alte drăcii de genul acesta, care sunt super utile. Dar asta a fost varianta în care trimiți, îl trimiți pe David la război și el este în fundul gol. Mai încolo, deci de prin clasa a cincea, în fiecare săptămână aveam de povestit un film înscris într-o pagină de format A4 și de asemenea încă un film de povestit ei. Deci aveam o, o parte scrisă și o parte uh, de speaking în fiecare săptămână. Nu am fost chiar cel mai bun elev, chiar îmi amintesc că ajunsesem la nivelul la care nu mai îmi pregăteam, bineînțeles, filmele de povestit în fiecare săptămână și se prindea. Pentru că se aștepta să vorbesc cam 10 minute pe filmul respectiv, să-i povestesc în detaliu ceea ce s-a întâmplat, iar eu mă hotăram cu 5 minute înainte să intru la ora de engleză ce urma să povestesc. Și se prindea. Hmm. Dădeam teste. Aveam, cred că aproape la fiecare ședință, făceam una pe săptămână, aveam câte o pagină așa de a patru de cuvinte. Nu vă imaginați că le învățam după fiecare ședință. Adică n-am fost. Adică am fost elevul foarte bun, dar nu perfect. Și la anumite intervale dădeam teste din cuvintele respective. Primul test, țin minte, foarte clar. Niciodată nu învățam ca lumea. Dar la al doilea, pentru că da, nu scăpam fără al doilea, ea întotdeauna se asigura că învăț cuvintele. Și aceasta a fost Dana, profa care, nu era profă, dar m-a învățat să pun accent pe vocabular, pe exprimarea scrisă și orală, încă din primii pași, să nu urmez litera manualului, ci să jonglez cu cât mai multe resurse, astfel încât elevului să-i fie bine. Uh... Dana a prins un job după ce a terminat facultatea la fostul Conex și știu că a ajuns super mare și tare pe acolo și treceam în clasa 8 -a când a venit la mine, mă jucam în spatele blocului și mi-a spus că trebuie să plece, că nu mai poate să fie profa mea, m-am rugat de ea să nu, evident, era singura prof, super profă pe care o cunoscusem vreodată, a trebuit să se ducă. Și a ajuns super bine și ne-am văzut abia când hă, 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 eram eu un an întâi de facultate, dar I felt weird. Îmi pare rău, Dana! Deja ajunsese foarte sus în Conex, era super bine, super ambițioasă, aceeași Dara pe care o știam de altfel. De la ea am mai schimbat încă două profesoare cu ceea ce am învățat de la Dana, deci o ședință pe săptămână pe care o făceam și în timpul vacanței de vară, am reușit să intru la cel mai super tare, extra, mega liceu biling din București și cred că aș spune eu din România, I'm sorry, dar este. Este liceul George Coșbuc, de care toată lumea a auzit acum, pentru că și David Popovici a învățat, de fapt învață, acolo. Liceul a continuat ceea ce a făcut Dana, pentru că la Coșbuc se învață altfel. Te învață să gândești, te învață să prezinți tu lecții, te învață să pui întrebări, te invită la dezbateri. Nu îți spune nimeni lecția în față și îți spune învață-o ca tare. Ci elevii vin în permanență cu idei noi, feedback-ul lor este încurajat. Repet, se experimentează o grămadă acolo, deci creativitatea este încurajată. Și practic munca Dani a fost continuată într-un mod absolut fabulos. Am făcut 80 ore de engleză pe săptămână. <coughs> da. Așadar, în momentul în care spuneți că engleza s-a lipit de mine, vă spun foarte clar, engleza nu s-a lipit de mine. Am avut o super profă care m-a făcut să o iubesc. Voi nu trebuie să o iubiți atât de mult pe cât am făcut eu, pentru că vedeți că nu mă pot dezlipi de ea. She's mine forever. Și da, am voie să spun despre engleză că este un și. O și. I'm sorry. <coughs> dar profesorul joacă un rol foarte important în pregătirea oricărui elev, indiferent de vârsta pe care o are acesta. Apropo de concursul pe care l-am organizat pentru podcastul meu, din finaliști, două persoane, și gândiți-vă că sunt trei finaliste, două persoane mi-au spus că la un moment dat au avut o experiență jenantă în care cineva a râs de ce au zis în engleză și de atunci le este frică să vorbească. Deseori acel cineva este chiar o profă, mai rar profesor de engleză, o profă care te descurajează, spune că, ești praf, n-ai știut, tu treci la grupa de începători, au, doamne, cei cu engleza asta, something like this. Și mulți capătă o aversiune foarte puternică vis-a-vis -vis de această limbă străină care, credeți-mă, chiar nu e complicată, adică am învățat gramatică și, și vocabular. Și la franceză și la germană o grămadă. Engleza este <laughs> floare la ureche. Și după billing, pe care l-am iubit, m-am decis că făcusem destulă de literatură și alte drăcii, dar nu m-am despărțit de engleză, m-am dus la AS, pentru că îmi plăcuse și economia și atenție. În clasa 11 am avut un super prof de economie la AS, care era super extra, mega minunat. Cred că el m-a încurajat să și citesc cărți de economie, pentru că știu sigur că m-am apucat, în... mi-am cumpărat eu singură cărți de economie și am citit și a făcut această materie să sune foarte interesant. Toată lumea cred că ar trebui să o învețe, pentru că am înțelege mult mai bine de ce suntem în situația în care suntem acum și că economia noastră, de fapt, nu duduie. Dar e ok, economia cred că a fost sărită de mulți în clasa 11 Mi-am combinat cele două mari iubire, engleza și economia, m-am dus la AS, unde am făcut SELSO, actual FABIS, Facultatea de Administrare a afacerilor în Limbi Asta înseamnă că toate cursurile mele și seminarele erau în engleză, cu câteva excepții în care profesorii ne mai explicau în român. Gândiți-vă că eram la nivelul la care, profesorii mai dictau în română anumite lucruri sau ne dădeau anumite explicații, toată lumea scria română seminarile, iar când cineva îmi cerea mie notițele le lua în engleză și se uitau mirați, what the fuck de ce sunt în engleză? Pentru că elevul, profesorul dicta totul în română, iar eu făceam traducerea instant și îmi notam lucrurile în engleză. Ăsta este nivelul la care eram în facultate unde am mai învățat și business english, și legal english, și financial english și toate drăciile în engleză, yeah, that was fun. Așadar, asta este profa de engleză și atâția ani de engleză am în spate. Un om obișnuit, care vrea doar să se descurce într-o conversație, nu are nevoie de atât de multă muncă. Dar vreți să fiți la nivel de C2? Nu, C2 pe bune, de fapt nu poți să fii C2 altfel decât pe bune. nu are cum să te încadreze cineva la nivelul ăsta și să nu știe engleză hai să zicem că engleza mea la nivelul super extra mega satisfăcător a fost definită până în clasa 11-a când am dat atestatul Cambridge, da? De la 10 ani la 17 ani sunt 7 ani de engleză făcuți super ca lumea ca să fiu de aproape nivel C2. După aia urma doar specializări și consolidări, da? Pe partea de engleză. 7 ani. Să spunem că la finalul Printre a 10 eram la nivel de C1. Sau pe acolo. C1. 6 ani. Ce zicem de asta? Final de clasa 8, -a, un B1-2 m-aș plasa eu. Mai degrabă, într a 9 am ajuns la un, aproape de un B2. Ce spunem de asta? 5 ani. Da? Așadar, în momentul în care vă speriați de engleză, gândiți-vă că un om care știe foarte bine engleză, corect, gramatical, se poate exprima, nu are absolut nicio problemă, are un vocabular drăguț, are ani de engleză în spate, pe care, deseori, la niște cursuri făcute ca lumea, îi scurtăm, învățăm doar esențialul ca să ne desurcăm, pentru că voi nu vreți să predați engleză. Eu vreau! Forever and ever and ever! By the way, pe prima mea profă de engleză și care în continuare este una dintre cele mai super tari profe de engleză, alături de am avut o profă super simpatică și în generală și după ea mi-a părut rău că a plecat, rămăsese însărcinată și profa mea din facultate, doamna Estera, o să -i o să las numele așa, care m-a învățat multe, multe, multe lucruri. Pe prima pe profă care aici eram, o chema la vremea respectivă Dana Crăciun. Am Mi un... era roșine în anul de facultate să-i cer numărul de telefon. Nu știu ce pui a fost în mintea mea și am pierdut legătura cu ea. Dar, Dana, dacă ești pe undeva și cumva podcastul ăsta ajunge la tine, dăm -mi și mie un mail, un mesaj. I would love to catch up. Nici nu știi cât de multe m-ai învățat și drumul meu până aici, de fapt, a fost pus de către tine. Uh! să lăsăm emoțiile deoparte, am zis că am avut un concurs și pentru că am zis că voi da un curs gratis cu mine, online, da? Am zis că pentru cursul ăla gratis, că toți vrem lucruri gratuite, nu? Trebuie să se și muncească, pentru că până la urmă, dacă vrei gratuit și nu muncești, înseamnă că nici nu te vei ține de curs, nu are sens să ne mâncăm ficăței reciproc. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Și avem aici una, două, Trei persoane care au reușit să-mi trimită toate cele patru fișiere audio necesare pentru cele patru provocări din concurs. Așadar, pentru că mi-a plăcut foarte mult ambiția lor, pentru că deja au intrat în spiritul cursurilor care sunt cu mine, respectiv aceea de a șerui și lucruri care nu ne plac foarte mult, v-am spus că v-au povestit din experiențele lor negative cu engleza și lucruri care le-au dat puțin la o parte de pe orbită, pentru că am aflat că una dintre ele a avut ziua de naștere, iar una a fost în Timberlink și s-a distras super maxim, dar a rămas vreo Am decis în felul următor. A fost primul concurs în cadrul acestui podcast. Toate cele trei fete vor primi un curs online English Bootcamp și începem pe 26 septembrie. Așadar, Andreea, Diana și Elena o să vreau confirmare că v-ați uitat la acest podcast, vă rog eu dați mesaj pe WhatsApp cu adresele voastre de e-mail ca să pot să vă trec pe listă, să vă banc pe grupul de WhatsApp și pe 26 vom începe treaba, 26 septembrie. Nu vom avea concurs de acum înainte la podcast, dar vom avea concurs pe pagina de Facebook și Instagram, Acușica, Acușica, pentru că eu m-am apucat să predau engleză când eram în clasa 12. -a. Aveam nevoie de bani pentru meditațiile la matematică. Pentru că am făcut umana, mana patru ani și am dat admitere la se. Pe vremea când încă se dădea admitere la se și te rupea, pentru că era subiecte de olimpiadă. Și da, într-un an de zile am recuperat matematica de reală în patru ani, făcută în patru ani, iarăși cu un super prof. Da, și eu am fost super elevă că am reușit să recuperez. Ok. Deci, aveam nevoie de ceva bănuți, așa că m-am gândit să-i ajut pe ai mei și să dau și eu niște cursuri de engleză să încep să-mi fac bănuții mei. M-am apucat de orele de engleză aproape prin toamnă, vară, toamnă, sfârșit de toamnă, puu, sfârșit de vară, început de toamnă, așa că oficial, în octombrie, când este ziua mea, vom sărbători și 20 de ani de profă de engleză să le și engleza pentru toți. Și o să fie și surprize, dar stați pe aproape că le mai anunț. Așadar, dragii mei, engleza nu s-a lipit de mine, sunt doar un om normal care iubește foarte mult această limbă străină și ceea ce face, vă aștept cu mare drag la podcastul următor. Când vom avea o ediție specială, vă voi răspunde la întrebările voastre. By the way. dacă aveți întrebări nemul din necălăități, chestii pe care îți vrea să le explic, lăsați-mi un comentariu și mă ocup în podcasturile următoare. Zi faina!